Două dintre cele mai cunoscute fețe bisericești din România se ceartă de la distanță pe tema vaccinării. Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, e nemulțumit de ce a spus Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe. Mi-a fost student, dar vrând să dea răspunsuri de tot felul, se încurcă în ele. Mai mare protecție ca a lui Dumnezeu nu putem avea. Nu murim când vrea medicul, ci când vrea Dumnezeu, a spus Teodosie la Antena 3. El a fost deranjat de Bănescu pentru că acesta i-a criticat pe antivacciniștii zgomotoși din rândul clerului. Oameni care spun că nu ne trebuie vaccin pentru că vaccinul autentic este Sfânta Împărtășanie. Când am auzit asta, m-am cutremurat. Nu pentru că Sfânta Împărtășanie nu ar fi lucrul cel mai sfânt din viața noastră a creștinilor, ci pentru că a comparat acest lucru, cel mai sfânt, trupul și sângele lui Hristos, cu un vaccin. A fost declarația purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române la Digi24. Și iată că avem această... Bisericuță, nu? Da, bisericuță în biserică. Avem această dezbatere care nu ne face deloc bine într-o țară în care mai mult de jumătate, undeva la 80% dintre români au încredere în biserică. Biserica este o instituție cu foarte mare credibilitate și iată că avem aceste divergențe într-o perioadă în care avem campanie de vaccinare care ar trebui accelerată. Toată lumea i-a invitat pe cei din Biserica Ortodoxă Română să se implice și noi avem acest scandal. Bă, asta nu e dezbatere. Asta este o discuție aiure. Degeaba. Sunt doi oameni foarte importanți, două personaje foarte importante în România care ratează șansa să fie serioși. De fapt, nu asta este discuția. Să faci o ierarhie dacă vaccinul e peste Iisus sau sub Iisus. Este o prostie doar să vorbești de treaba asta. Ce putea să facă biserica? Revin la ce spuneam mai devreme, că atât partidele toate și partidele din opoziție și ăștia care aveau oamenii să meargă din poartă în poartă, să împartă găleți la voturi, împreună cu biserica, împreună cu preoții, puteau să ducă un mesaj comun, un mesaj pe care îl puteau stabili la nivel instituțional și să meargă și să vorbească cu oamenii lucruri serioase. Pentru că ce spune Teodosie acum, auzit de niște oameni simpli care cred în puterea lui Teodosie și bineînțeles în puterea bisericii, foarte bine o fac, cred, ce spune el acum are rolul de a băga acolo o sămânță de îndoială și omul se întreabă, bă, dar nu cumva e mai bine să mă rog de 3 ori seara înainte să mă culc și să nu mai fac eu vaccinul? Ei, și cât se întreabă omul treaba asta, face COVID, da? Mm-hmm. Și are de suferit. Deci astea sunt, spuneam mai devreme, virus și pandemie. Virus și pandemie asta au făcut, au băgat râcă, au dus discuția de pe centru de aici, cum trebuia să meargă discuția până la om. Au dus-o așa, stânga-dreapta, ia să vedem, nu cumva e mai bine să nu facem vaccin și să spunem că pandemia este fake și că a inventat-o Iohannis sau Raed Arafat, știi? Aș vrea să aduc totuși un plus Bisericii Ortodoxe Române, pentru că sâmbătă Patriarhul Daniel a dat cumva exemplul Israelului și a spus că Israelul, o țară care a vaccinat foarte mult, a permis accesul persoanelor la slujba sfântă. E o încercare de a transmite un mesaj, însă aș vrea să nu trecem peste acest subiect până nu-ți arăt. Asta a spus și Bănescu. Bănescu, fix mesajul ăsta pe care l-ai spus și tu de la Patriarhul Daniel, biserica susține ideea asta de vaccinare acum. S-a întâmplat ceva, probabil o negociere cu guvernul, iar discursul bisericii se îndreaptă în zona asta firească. Acum, na, Teodosie este ultrasul Teodosie bisericii. Teodosie, cel care a făcut de 2 ori în vierea anul trecut, care a făcut pelerinaj la Sfântul Andrei care zicea în plină pandemie. Că e ok să dai o linguriță la 1000 de oameni, că te protejează, da? Hai să-ți arăt un video care descrie poate perfect felul în care admiratorii, cei care cred în Părintele Teodosie, au fentat pandemia. Teodosie deschide catedrala! Teodosie deschide catedrala!
Toată lumea în biserică, n-au voie să intre în biserică peste noi. Cine mai are puțină apă, băi, mi-e rău, puțină apă plată. Dacă nici în catedrala lui Dumnezeu nu suntem primiți, Teodosie, deschide catedrala! Bun. Astea sunt de la protestele acelea antimască pe care le-am văzut și în București și în țară. La Constanța ele fuseseră revendicate de Partidul Aur, trebuie să spunem și asta. E un video cât se poate de sugestiv. Despre cât care... înțelege lumea în momentul în care discursul e plimbat de, din stânga în dreapta așa, ca să facă un bine din ăsta abstract pe care eu nu-l înțeleg.